Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Un angajat al Consiliului Județean Suceava a fost prins în timp ce fura 7 tone de șină de cale ferată. Iată un bugetar care nu se teme de greutăți. Da. Nu era singur, era însoțit totuși de 2 prieteni. Păi e greu singur. Mergem, mă, și noi să luăm ceva, ce? 7 tone de șină. Le-am tras pe dreapta. Unde-s 2, puterea crește. Unde-s 3, se și mărește. Corect. Bine că nu le-a venit ideea să ia capacele de canal din tot orașul. Ca să strângă... Știi cât de greu e un capac de canal de la, de fontă, da, de la de 6 găuri? Da, da, da. Am rupt căruțul unui vecin, căruță de butelie al unui vecin, bunicul Mihăiță, când eram mici. Furați capacele de canal? Mă, n-am furat, era la gunoi. Îl luați. Deci, noi stăteam undeva lângă o fabrică și lângă fabrica respectivă era un loc în care ei aruncau deșeurile de producție și acolo copiii se duceau și căutau țeavă pentru sarbacane. Da. Știi? Că mai foloseau pentru izolații, chestii de genul ăsta și mai aveau ei niște canal cablu mai lat pe care intrau niște mașinuțe și făceam lupinguri. Și da, asta era treaba noastră. Să facem și de aia cu invizoace din sârmă. Sârmă mai căutam pentru invizoace. Aveam multă treabă. Da, multe jucării se făceau din gunoaiele de la fabrica respectivă. Corect. Și trebuia să ducem la școală deșeuri. Castane, borcane, ziare, fier, dacă se găsea. Și am identificat noi un capac abandonat acolo, un capac de la de fontă de 6 găuri. Mare, zdravă. Și am zis că ăsta ne facem planul. Îl ducem noi doi, eu și cu prietenul Mihaiță, și am luat căruciorul de butelie al bunicăsu și ne-am chinuit. Și pe la jumătatea drumului căruciorul s-a racoacedat, s-a rupt și a rămas și capacul în mijlocul drumului. Bunicu. Da. Asta a fost. Era de mare preț un cărucior de la de butelii pe vreme. N-a știut niciodată de la ce i s-a tras la căruciorul lui care s-a îndoit și s-a rupt în două. Foarte greu. Deci e muncă foarte grea să furi fier vechi. Da, da, mă da. Jur. Adică, serios, 7 tone de șină. Șinele erau într-o fostă unitate militară. Acum proprietatea Consiliului Județean Suceava, scrie G4 Media. Așa, asta era lucrător la Consiliul Județean. Da. Deci, probabil, fiind în drum pe la unitate... Da. Și a văzut șinele. Și nu-i păcat de ele? Da, exact. Ce faceți, șefule, cu șinele astea? Nu știm, tate, că-ți dă 20 de ani. Au fost prinși în flagrant. După ce au dezmembrat calea ferată din incinta unității. Deci, ea era pozată, înțelegi? Era pusă. Da, mă. Calea ferată era cale ferată, mă, în unitatea militară. Dar nu mai venea trenul. Mă, deci ăștia s-au pus serios pe muncă. Tu îți dai seama cât au muncit oamenii ăștia? Deci după ce au dezmembrat calea ferată și au tăiat-o pe anumite dimensiuni ca să faciliteze transportul acesteia. Cât facem, Nicule? Fu la 2 metri să intre în duba lui Nea Gigi, care duba aia? Și pui, la ieșire îi pui o cârpă roșie. Da, să nu, Doamne ferește. Da, deci după ce au tăiat-o, cu un buldog excavator au transportat în dreptul unui drum forestier. Deci organizare, logistică, eficiență la furat. Oamenii chiar s-au organizat serios ca să dezmembreze șina, să o taie, să o transporte. Și să... Nu cred că s-au considerat niciodată cu musca pe căciulă. Cred că oamenii erau hotărâți că reciclează. Din această locație, în baza planului prestabilit, mie îmi place cum scriu procurorii, frate, că astea sunt din... sau polițiștii. Când zice că aveai un plan prestabilit, parcă a venit premeditare. Și premeditarea, înțelegi? Deci ăștia de înscris te fac vinovat și infractor. În baza planului prestabilit, tovarăși. Adică... Le-a găsit planul, probabil, scris. Conspirație. Bucățile de șină și alte elemente de fier au fost încărcate și transportate cu o auto-utilitară ce aparține societății de preluare și valorificarea materialelor feroase din municipiul Suceava. Adică rematul de acolo, au angajat rematul. Hai, tată, să-mi ieși și mie o șină. Transportul fiind însoțit și supravegheat de un autoturism. Deci, zic, mă, e scris, s-a organizat. Deci, în timp ce ăla mergea în față... El era frică să nu le fure marfa. Zici că transportau droguri. Da. Deci au trimis în față săgeata cu auto-utilitară. Înseamnă că erau ceva bani, că îți dai seama, mă gândesc că fiind șină, tone de fier, dacă își dau silința anumiți cetățeni și în ziua de azi să strângă, bă, încă sunt la, tu nu știi că nu mai trăiești în oraș. Dar în continuare se ia cu RBA. Da. Trec în continuare, doar că acum au dubă. Să știi că mai curg tablele de pe ea. Mai sunt și mediul rural. Da. E adevărat că s-au mai potolit, că au strâns tot ce se putea strânge, dar acum 10 ani erau foarte mulți. Acum sunt mai puțin, au niște căruțe. Dar ideea e că oamenii ăia săraci cât pot să adune. Dacă adună o tonă, e mare șmecherie. E 2 lei jumătate că m-am interesat. Aparent, poate depinde și de calitate, nu știu că nu mă pricep.
Dar la prima vedere e 2 lei și jumătate kilogramul de fier vechi. Hai da. Ce, da, ai găsit afacerea vieții? Păi nu, dar mă gândesc la ăștia, la tone, da. La 7 tone ar reveni cam 17.500 de lei. 170 de milioane, cum știm noi. 170 de milioane. 170 de milioane, bine, împărțit la 3, nu mai alegi mare lucru de ei, că le-a venit 1.000 de euro de fes. Autoutilitara, buldo-excavatorul, da, munca, transportul, benzina, toate astea. Tu îți dai seama? Deci pentru 17.500, hai să zicem, 15.000 au evaluat polițiștii, 15.000 de lei la 3 oameni, la minimum 3 oameni. Da. Este? Vai de capul lor. Păi vai de capul lor, cât muncești pentru asta. Da, asta spun. Ăștia nu erau la furat, mai erau la reciclat. La reciclat, zicea. O schimbă ca deșina aia, că ruginește acolo și o ducă să facă o faptă bună. N-ai cum pentru 1.000 de lei, de euro, de cap, să riști. Zici? Eu așa o văd, nu știu cât de disperați erau. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.